Bună ziua, suntem cu Raluca Bucur, antreprenor de origine română care locuiește în zona Capitolului din Washington și care chiar acolo se afla când au fost protestele pro-Trump. Doamna Bucur, unde erați când au venit protestatarii? Ce făceați în acea zi, în acele momente? Bună ziua! Vreau să precizez că nu am fost în mijlocul protestelor. Noi locuim în Washington, D.C., în cartierul Capitol Hill, care se cheamă Capitol Hill East. E la un pic de distanță de unde se desfășurau protestele. Eu eram acasă și eram în mijlocul zilei de lucru. Noi știam toți și urmăream procedurile de la Capitoliu, numărarea voturilor electorale, certificarea voturilor electorale, și în timp ce urmăream aceste proceduri, se auzeau mașini de poliție și elicoptere. Și știam că vor fi demonstrații în ziua respectivă pe Mall, în fața Casei Albe. Asta era ceva planificat de multe săptămâni și eram, cred că toți vecinii de aici, din cartier, eram conștienți că se va întâmpla. Demonstrațiile sunt ceva foarte comun în zona asta, deci noi suntem mereu pregătiți pentru mulțimile care vin dintr-un motiv sau altul să demonstreze în Washington, D.C. Deci nu cred că a fost cineva foarte îngrijorat de ce s-ar putea întâmpla. Dar amploarea demonstrației vi s-a părut deosebită? V-a luat prin surprindere sau vă așteptați să fie atât de mulți oameni care să vină să protesteze la Capitoliu? Nu neapărat amploarea, pentru că știam de pe platformele de social media că foarte multe persoane planificau să vină în Washington, D.C. Și știam că hotelurile erau ocupate. Deci ne așteptam să fie mulți oameni. Am fost surprinși de faptul că deci, la un moment dat au fost incitați de către președinte să se îndrepte către Capitoliu. Demonstrația era în fața Casei Albe, în zona Casei Albe. E o distanță de cam 2 km de acolo până la Capitoliu. Și nu, deci, cum să zic, n-a fost surpriza, n-a fost amploarea sau faptul că s-au deplasat către Capitoliu. Surpriza a fost când au început să treacă de barierele de securitate care erau în jurul Capitoliului, pentru că pentru cei care nu au fost și au vizitat, este o zonă foarte restricționată, adică nici nu se poate, mai ales după 9-11, nu mai ai voie nici să te urci pe treptele de la Capitoliu. Deci vizitele și accesul la Capitoliu sunt foarte restricționate, foarte sever. Și când am văzut că au început să depășească bariera de securitate, inițial urmăream pe Twitter și pe Facebook date reportate de persoane care erau la fața locului și am început să primesc eu mesaje de la prieteni care erau în zonă și nu le venea să creadă că mulțimile au început să se îndrepte și către Capitoliu și să încerce să intre în Capitoliu. Deci Dar cum se surpriza a explică, fost. cum se explică faptul că au intrat, că s-au apropiat? Adică dumneavoastră spuneți că e o zonă foarte păzită și nu ai voie să te apropii atât de mult. Cum se explică această ușurință cu care au trecut? Au existat cordoane de polițiști acolo sau nu a existat? Că din ce am văzut, nu prea, din ce am văzut la televizor, nu prea au fost. Deci poliția avea o prezență acolo. Deci era
erau cordoane așa zise de poliție, erau bariere pe care scria do not cross, access restricted, deci erau semne care indicau că zona este protejată, restricționată. Și cred că, deci, acum există multe discuții pe tema asta, din ce cauză și cum au reușit să pășească cordonul de poliție. Una dintre supoziții este că pur și simplu poliția nu era îngrijorată de faptul că ei ar putea să încerce să, că demonstranții ar putea să încerce să atace Capitoliu. Deci nu cred că așa a imaginat cineva că intențiile lor ar fi fost să intre în Capitoliu și să încerce să întrerupă deliberările și procedurile. Și după cum am spus, în Washington DC noi suntem obișnuiți cu demonstrații, noi respectăm dreptul tuturor la libera opinie, la ceea ce include și demonstrațiile pașnice, dar nu cred că ne-am așteptat la un atac propriu zis. Și nu cred că s-a așteptat nimeni să intre oamenii și să încerce să, cum să zic, să întrerupă procedurile legale care se întâmplau la momentul respectiv. Dar când au fost protestele Black Lives Matter, lucrurile parcă au fost mult mai organizate din punctul ăsta de vedere al forțelor de ordine. Adică, dumneavoastră, bănuiesc că ați fost și atunci acolo. Ați putea să faceți o comparație între felul în care au reacționat autoritățile la cele două proteste? Da, deci ce pot să vă spun este că noi locuim foarte aproape și de, nu doar de Capitoliu, dar și de zona unde sunt, de unde sunt coordonate, unde se coordonează Garda Națională. Și în cazul protestelor Black Lives Matter, Garda Națională a fost adusă nu numai din zona Washington DC, dar au fost delegații din mai multe state de pe teritoriul Americii. Și asta însemna că erau vehicule blindate care erau staționate pe Constitution Avenue și în zonele unde se așteptau să fie protestatarii. Existau forțe, nu doar forțe de poliție, dar și forțe de securitate pe care nu era foarte ușor să le identifici, deci nu știam exact cine sunt. În cazul respectiv, într-adevăr, diferența a fost foarte șocantă. Prezența forțelor de autoritate a fost mult, mult mai vizibilă și mult mai, cum să zic, puternică. Au fost mai prezenți, au fost mai prezenți în mult mai prezenți și mult mai și mult mai vigilenți, așa, deci nu cred că ori protestatarii la momentul respectiv ar fi încercat să facă orice activitate ilegală. Mă rog, adică au fost exemple, pentru că au fost unii care au cazuri de graffiti și așa, dar în general au fost proteste pașnice. Și pot să vă spun tot așa din proprie experiență că după fiecare demonstrație de genul ăsta, orașul rămâne destul de trashed, așa de murdar. Da, de murdar, deci e imposibil să ai atâția oameni care demonstrează într-un loc și să nu fie murdar și distrus într-un anume. Așa. Voiam să vă întreb cum vi s-au părut protestatarii de acum două zile. Eu am văzut la televizor și unii erau oameni simpli care își făceau selfie-uri, veniseră foarte
relaxați, alții erau violenți, alții erau încordați, erau și personaje exotice, probabil că ați remarcat pe acel domn cu îmbrăcat în viking și cu tatuaje și care a făcut, mă rog, a devenit virală imaginea lui. Dumneavoastră, cum i-ați vedea? Ce fel de oameni ați vi s-au părut așa și cum i-ați putea caracteriza? Mie mi se pare că sunt oameni absolut normali. Nu, bineînțeles că în momentul ăsta sunt lucrurile sunt foarte polarizate aici și după cum am spus, este foarte ușor de identificat. Există semne. Deci, de exemplu, suporterii președintelui Trump poartă the Șapcă. hats, șapca cu Make America Great Again, deci șapca roșie, tot așa cum la protestele din 2017, la Marșul Femeilor, toate femeile purtau șercile roz. Oamenii, cum să zic, chiar vor să fie identificați și să se știe de ce parte aparțin. Nu cred că se ascundea nimeni. Iar pe cei pe care i-am văzut eu prin cartier, într-adevăr, purtau tricouri și șepci cu Trump și aveau steaguri și așa, dar erau în general pașnici. Și eu cred că ei sunt persoane absolut normale care cred în niște chestii care sunt diferite de, spre exemplu, ce cred susținătorii democraților. În general, sunt oameni absolut normali, dar mi se pare că au fost încurajați și incitați de către președinte la niște acțiuni care, într-un final, n-au fost chiar fericite. Am văzut că în cercurile conservatoare de pe internet se vehiculează așa această teorie că de fapt cei care ar fi provocat violența ar fi fost niște oameni ai democraților care și-au infiltrați acolo tocmai pentru a provoca și a practica compromite mișcarea pro-Trump. Adică au vrut să o transforme într-una violentă ca toată lumea să se dezică și să-l facă și pe președintele Trump să dea înapoi. Presupun că sunteți la curent cu aceste teorii și voiam să vă întreb cum vi se par. Mi se pare absolut ridicole, dar din fericire există suficient de multe înregistrări și suficient de multe persoane care au asistat la ce s-a întâmplat, ca cei care au atacat Capitolul să poată să fie identificați deja. Cred că mulți dintre ei au și fost identificați. Și sper ca într-un final să reușim să, cum să zic, să contrazicem teoriile astea absolut ridicole. Pentru că nu, deci nu au bază în niciun fel de realitate. Totuși, până acum au murit la aceste proteste 5 oameni. O femeie a fost împușcată, am înțeles astăzi că un polițist a murit din cauza rănilor provocate de protestatari. Da. Dumneavoastră, ce știți? Ce ați auzit despre circumstanțele morții acestor persoane? Adică, ce alte informații mai știți de acolo? Adică, cum s-a întâmplat? Cine sunt vinovați? Că prea multe informații nu se știu în momentul ăsta. Da, cred că probabil că investigațiile o să dezvăluie mai multe informații, sperăm să iasă și adevărul la iveală. Am înțeles că persoana care a fost împușcată în interiorul Capitoliului. Nu știu dacă, deci nu cred că există informații în momentul de față referitor la cine ar fi împușcat-o. Polițistul, din câte am înțeles eu, a suferit o lovitură la cap cu un extintor.
tot așa în interiorul Capitoliului. Acum vă dați seama că e destul de greu de speculat ce s-ar fi întâmplat acolo, dar faptele sunt aceleași, adică au fost niște protestatari care au atacat Capitoliul, care au intrat, au trespassed, nu știu cum se spune în română, trespassed, au trecut în mod ilegal. Au trecut în mod ilegal. Da, deci au trecut în mod ilegal, care aici este o, cum să zic, o infracțiune destul de serioasă în Statele Unite. Nu, lumea de obicei respectă indicația proprietatea și autorităților. Așa, și mai ales indicațiile autorităților. Iar în cazul ăsta, toți cei care au invadat Capitoliu au fost clar în afara legii. În afară de asta, nu știu alte detalii și nu aș putea să spulez la ce s-ar fi întâmplat acolo. Aș vrea să vă întreb ce s-a schimbat în ultimele 2-3 zile legat de securitatea din zonă, pentru că chiar citeam o știre că au fost desfășurați membrii ai Gărzii Naționale în Washington și ce presupune asta? Adică există mai multe controle în momentul acesta, e mai greu să, adică ești legitimat, ești mai greu să te deplasezi într-o zonă în alta. Cum vedeți dumneavoastră de acolo aceste lucruri? Aici, în general, oameni, deci nu se legitimează oamenii din cauza privacy rules, regulilor de deci se respectă intimitatea așa a persoanelor individuale. Dar într-adevăr în ziua respectivă primarul Washington DC-ului Muriel Bowser a impus un curfew care este restricționarea mișcării între ora 6 seara și ora 6 dimineața. Din punctul meu de vedere și al vecinilor mei, noi care locuim aici, a fost destul de complicat pentru că n-am mai putut nici să ieșim să ne plimbăm câinii după ora 6. Deci era interdicție la absolut orice mișcare stradală, inclusiv plimbarea animalelor de companie. Deci asta ne-a deranjat, ca să spun așa. Se pare că protestatarii nu au respectat această interdicție, pentru că până seara târziu a mai fost în stradă și abia destul de târziu au reușit forțele de ordine să elibereze mall-ul și străzile din jurul Capitoliului. Iar de atunci încoace pot să vă spun că mobilizarea Gărzii Naționale a fost făcută mult mai târziu. Deci a fost după amiaza târziu, către seară, când Garda Națională a fost într-un final mobilizată, spre deosebire de protestele Black Lives Matter, când Garda Națională a fost prezentă cu câteva zile înainte. Deci erau deja pregătiți și poziționați cu mult înainte să înceapă protestele. Iar acum sunt încă în continuare, deci ieri am fost în zona respectivă și încă în continuare sunt străzi care sunt blocate de mașini de poliție, deci nu se poate intra cu mașina. Nu știu dacă se poate merge pe jos pentru că n-am încercat, dar știu că sunt străzi care sunt blocate circulației în continuare. Și într-adevăr, deci nu am mai văzut protestatari. Deci n-am mai văzut persoane care să protesteze pe mall sau în jurul Casei Albe sau a Capitoliului. Dar unde au stat în această perioadă acești protestatari? Unde au locuit? Că foarte mulți dintre ei veneau din altă parte, din alte orașe, din alte localități. Da, deci nu știu exact. Știu că. Adică ați văzut corturi prin oraș? Nu, corturile din oraș de obicei nu sunt. Există corturi, ca să vă spun așa, ca să vă spun sincer, dar sunt de obicei persoane care nu au homeless, adică nu, care stau, locuiesc în corturi, așa. Bănuiesc că au stat în hoteluri, în
zona DC-ului, dar n-aș putea să vă spun exact unde. Într-adevăr, e o întrebare bună. S-ar putea Voiam să să fi vă venit unii întreb. dintre ei doar pentru o zi și să fi plecat. Și să fi întors, da. Da. Voiam să vă întreb, apropo de protestatari, ca o părere personală, dumneavoastră cum îi vedeți? Mai degrabă ca niște victime, mai degrabă, nu știu, ca niște oameni manipulați sau ca infractori, dar strict mă refer la cei care au pătruns în Capitoliu, că restul celor care au protestat pașnic, mă rog, e dreptul lor și au acest, adică poate să facă acest lucru. Cred că în mod cert a existat o anumită manipulare, adică, nu știu, mi-am amintit de mineriadă, din mineriada din România, pentru că președintele Trump a făcut apel la protestatarii care au venit să-l susțină, a făcut apel la ei să se îndrepte către Capitoliu. Și să cuvintele lui au fost să îi încurajeze pe senatori și pe deputați. Acum, probabil că cuvintele lui au fost interpretate în mod. N-aș putea să vă spun, în mod direct sau subtil, sau nu mai știu, dar În mod direct, oricum. Da. În mod direct, deci, dar oricum, eu cred că ei s-au simțit, deci protestatarii s-au simțit îndreptățiți și încurajați și susținuți de președintele Statelor Unite să înceapă acțiunea respectivă și faptul că au încălcat legea, asta este. Sper că vor fi judecați cum să zic, în funcție de ce spune legea, dar ce pot să vă spun este că au fost absolut îndreptățiți să protesteze, este dreptul lor, noi toți avem dreptul la libera opinie aici în Statele Unite, dar ceea ce nu este la ceea ce nu sunt îndreptățiți este să facă un atac asupra unei instituții naționale, cum este Capitoliu, și să încalce legea și să provoace haos și violență în cadrul unei instituții naționale și să pună în pericol viețile aleșilor poporului, adică toți cei care se aflau în Capitoliu și încercau să își facă treaba, să facă jobul lor, care sunt de care au fost desemnați, pentru care au fost desemnați, au fost întrerupți și au fost amenințați și au fost efectiv viața lor a fost pusă în pericol. Ați spus despre dreptul oamenilor de a protesta, care evident este sfânt și nu trebuie pus în discuție. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb cât de răspândită este totuși această teorie că alegerile din Statele Unite au fost furate. Adică, nu știu, în cercul dumneavoastră de cunoscuți, de oameni cu care lucrați, oameni cu care vă întâlniți, în vecinii dumneavoastră, cunoașteți mulți oameni care spun, domnule, aceste alegeri din America au fost furate, democrația au furat alegerile, ceea ce spune președintele Trump și au crezut foarte mulți dintre protestatari. Cât de răspândită este această teorie? Ca să vă răspund la întrebare, eu personal nu cunosc pe nimeni care să afirme că alegerile au fost furate. Dar, într-adevăr, suntem într-o situație foarte polarizată aici și suntem toți trăim în bula noastră, ca să zic așa, în our own bubble. Președintele și susținătorii lui au avut
nenumărate ocazii. Cred că în momentul de față sunt 62 de procese intentate ca să dovedească fraudă electorală și dintre toate procesele astea cred că au câștigat unul singur, deci au pierdut de 61 de ori și sunt curți și judecători conservatori, adică care fac parte din administrația Trump, care au decis în cazurile respective. Deci nu cred că pot fi acuzați de subiectivitate, ca să zic așa. Deci cum să zic, înțeleg că unii oameni trăind în bula lor și neavând acces decât la informațiile din cercul lor imediat, ar putea avea impresia că pentru că ei au votat într-un fel, toată lumea a votat în felul respectiv, dar din punct de vedere legal și procedural și din orice punct de vedere, nimeni n-a reușit să dovedească fraudă la o scară masivă, după cum pretinde președintele Trump că s-ar fi întâmplat. Deci, cred că este diferența dintre a crede ceva ce ți se spune și a urmări și a vedea dovezile. Deci, dacă te uiți la ce se întâmplă și la dovezi și la fapte, nu există. Nimeni n-a reușit să dovedească că există fraudă electorală. Acum întrebarea este ce se va întâmpla în zilele următoare și, nu știu, în perioada următoare, în condițiile în care, cu siguranță, oamenii care în acest moment cred că alegerile din Statele Unite au fost furate, nu vor fi foarte ușor de convins că lucrurile stau altfel, chiar dacă, să zicem, chiar dacă inevitabilul se produce și președintele Trump va pleca de la Casa Albă. Ce credeți că se va întâmpla? La ce vă așteptați? Noi sperăm să ne întoarcem la normalitate. Sperăm ca instituțiile care de câteva sute de ani au rezistat atacurilor și din interior și din exterior vor rezista în continuare. Și am înțeles că ieri președintele a emis un comunicat în care spunea că speră într-o tranziție către noua administrație și vrea să suporte o tranziție pașnică. Tot ce sperăm este să ne întoarcem la o normalitate, la o stare normală în care instituțiile statului sunt lăsate să funcționeze așa cum ar fi trebuit să funcționeze pe toată perioada asta. Într-adevăr, este o problemă pe care mulți oameni o recunosc. Într-adevăr, este o problemă această diviziune și faptul că există două facțiuni complet diferite în societatea de aici care cred în fapte complet, deci opuse și trăiesc în lumi foarte diferite. Și asta o să probabil că o să dureze ceva, nu știu. Nu cred că va fi soluționată imediat, dar sperăm că cum să zic, revenirea la o retorică mai calmă și la recunoașterea faptelor așa cum sunt ele, fără speculație și fără exagerări și fără incitare la violență. Sperăm să contribuie la revenirea la normalitate. Dumneavoastră locuiți în Statele Unite și dinainte de 2016, de când a venit Trump la putere. Întrebarea ar fi dacă ați putea, nu știu, foarte pe scurt să spuneți care credeți, adică ce s-a întâmplat
între cele două? Adică de ce s-au schimbat lucrurile atât de fundamental în ultimii 4 ani? De ce există această polarizare excesivă în acest moment în America? Adică ce s-a întâmplat fundamental de lucrurile stau în felul acesta? Păi, eu cred, deci Statele Unite, în general, e o țară a extremelor. Și din totdeauna ei au oscilat între două extreme, între extremele liberale și extremele conservative. Și într-un fel a fost normal ca după 8 ani de liberalism să se revină la o stare mai conservativă. Nu cred că s-a așteptat cineva la o stare chiar atât de extremă. Nu cred că toată lumea a fost surprinsă de ce s-a întâmplat și cum au evoluat sau involuat lucrurile și la ce nivel au ajuns. Dar în general, aici, într-adevăr, sunt lucrurile și legile și normele sociale trec de la o extremă la alta foarte des. Ceea ce, într-un fel, e normal. Deci e o chestie ciclică. Cred că președintele a profitat de faptul că au fost foarte o mare parte din populație care au fost foarte nemulțumită, pentru că au fost schimbări destul de radicale în perioada respectivă și a avut un mesaj extrem de populist, și care se adresa direct acestor persoane nemulțumite, acestui segment al populației care era foarte nemulțumit. În afară de asta, cum să zic, America este America și cu bunele și cu relele. Nu putem să știm ce o să se întâmple în viitor, dar totuși sperăm că principiile originale vor rămâne și în continuare vor supraviețui.